Au fost două intervenții de implant ale rinichilor, care au fost recoltați de la spitalul din Bistrița și prin colaborare cu chirurgii de la centrul Fundeni, care au fost acolo să recolteze. Am reușit să primim și noi în timp grefele renale. În cursul zilei de ieri am efectuat simultan cele două intervenții de transplant renal. Pacienții sunt bine, se recuperează în secția de transplant. Emoții nu mai avem la tipul ăsta de intervenții. Durata intervențiilor a fost, ca de obicei, 4-5 ore. Au fost, să zic, mici momente mai dificile în cursul acestor intervenții, din cauza că vorbim despre doi pacienți anurici, dializați de foarte multă vreme, dar nimic ca ce nu am putut rezolva intraoperator, lucrurile decurgând ulterior foarte bine. Sunt două intervenții foarte grele și realizate de echipa de transplant de la Spitalul Parhon, două intervenții de transplant renal inedite. Se efectuează în centrul nostru de acum cu o experiență destul de mare în evaluarea acestor pacienți. Principala diferență a acestor intervenții față de intervențiile anterioare de transplant renal este legat de statutul de pacient cu hepatită B. Transplantul unui pacient dializat cu hepatită B este mai rar. Sunt foarte multe centre în care aceste intervenții sunt refuzate din cauza unor posibile complicații care pot să apară. Din fericire avem o experiență de peste 10 ani cu aceste intervenții chirurgicale și cei doi pacienți care au fost transplantați în cursul zilei de duminică au fost doi pacienți cu un statut viral hepatic pozitiv și atunci au fost aleși pentru a primi acest transplant de la un donator care avea la rândul lui statut hepatic B pozitiv. Este o intervenție complicată, derulată în paralel în ambele săli de intervenție din bloc operator, peste 4 ore, echipă mare care a contribuit la succesul acestor intervenții. În prezent, cei doi pacienți se recuperează în secția de transplant. În plus, unul din cei doi pacienți este un pacient cu o vechime foarte mare în dializă, vorbim de pacientul din Suceava, care are 18 ani de când face dializă, este o viață de om și, din păcate, pentru acest pacient, prea multe șanse la o viață normală nu mai existau. Poate am putea spune că este ultimă speranță de a reveni la o viață normală după atâția ani pe dializă. Și al doilea caz este o situație extrem de impresionantă, pentru că este un fost pompier, un om care a sărit pentru alții să-i ajute atunci când a fost solicitat în timpul activității, care în prezent a beneficiat de ajutorul unei alte familii, cei care au acceptat să doneze, să-i dea lui o șansă nouă la viață.